Cei nouă polițiști au început de astăzi serviciul în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu. Mai întâi au stat de vorbă cu inspectorul șef al acestei instituții, Vasile Tache, care le-a explicat câteva detalii esențiale în munca lor. I-am găsit în sala de ședință alături de colegii cu experiență. Cu toții au emoții, dar recunosc că această meserie este tot ceea ce și-au dorit. Șeful IPJ l-a prezentat absolvenților prioritățile inspectoratului pentru anul 2015 și și-a exprimat convingerea că suplimentarea numărului de polițiști care vor acționa în stradă va avea ca efect de reducerea criminalității, eficientizarea intervențiilor la evenimente și creșterea operativității în soluționarea problemelor cetățenilor. În același context le-a solicitat seriozitate muncă, dar și în societate. Îmi doresc să aveți rezultate bune, îmi doresc să vă integrați în colectivul de polițiști giurgiuveni și, bineînțeles, să aveți rezultatele pe care le scontați după ce dobândiți toate cunoștințele vis-a-vis de ceea ce înseamnă munca la postul de poliție. Munca la postul de poliție este una complexă. Criminalitatea în mediul rural este alta decât în mediul urban. Sunt convins că încă din primele zile veți lua contact cu cetățenii. Cei mai mulți dintre aceștia își vor desfășura activitatea în structurile de ordine publică, fiind repartizați la posturile de poliție comunale, respectiv la Butul Ugeni, Schitu, Roata de Jos, Greaca, Ghimpați, Valea Dragului și Herești. Un alt agent specializat în domeniul tehnic auto a fost repartizat în cadrul serviciului logistic, iar singurul ofițer care a ajuns la Giurgiu, cel specializat în comunicații, a fost repartizat la serviciul de profil. Acesta își va desfășura activitatea în cadrul compartimentului juridic. Nevoile județului Giurgiu din punct de vedere al personalului sunt mult mai mari. Dar ținând cont că anul acesta promoția a fost destul de redusă numeric și sunt județe cu probleme mai mari decât Giurgiu, sigur că nu este nici mult, nici puțin. Este, din punctul nostru de vedere, o acoperire a unor localități unde aveam un deficit de poliție. Din cauza asta am repartizat pe toți în mediul rural. Pe toți vorbesc de cei de la ordine publică. Dar necesarul de polițiști în Giurgiu este mult mai mare. Și sperăm să identificăm formule și soluții astfel încât în orice moment să avem o intervenție fermă polițienească. Sincer, sunt chiar bucuros că am ajuns aici. E foarte aproape de casă, de Ploiești și mai aproape de București. E un drum frumos, din punctul meu de vedere. E o meserie totodată de viitor, indiferent ce ar spune alții. Și e ceva deosebit să porți uniformă, să faci o școală cu specific militar. E ceva aparte față de... Care compartiment ați fost distribuit? Compartimentul juridic. Ceva nu neapărat nou. Eu am terminat dreptul în cadrul Academiei de Poliție. Mulțumesc. Oricum o să fie foarte mult de învățat de asta. De asta sunt sigur. Am fost distribuit în postul de poliție, la postul de poliție Herăști, la compartimentul ordine publică. De ce ați ales această carieră? Deoarece e o meserie frumoasă, e o meserie în care trebuie să te implici și îmi place să mă implic în a ajuta cetățenii și în a face ordine în societate. Ce vârstă ai? 21 de ani. De unde sunteți? Sunt din Caracal, județul Olt. Am absolvit școala polițială Pavel Zăgănescu Boldescăin de pompieri și protecție civilă în compartimentul tehnic. Este că un domeniu mai aparte. Un domeniu mai aparte, domeniul tehnic. Probabil... Nu știu, să... Da, îmi place domeniul tehnic și să mă ocup de autospecialele. Ați ales cariera aceasta? Uniforma? Stabilitate financiară? Da, stabilitate financiară. Este o onoare să port uniforma Poliției Române. Este de asemenea o onoare să lucrez cu cetățeanul, să în slujba cetățeanului,